După două săptămâni de vacanță provocată de situația pandemică, copiii au revenit la școală. Elevii Colegiului Național Traian s-au întors bucuroși în bănci cu speranța că nu vor mai fi nevoiți să învețe în mediul online. Însă nu toate școlile din Mehedin și-au reluat cursurile în format fizic. 37 de unități de învățământ au rămas pe mai departe în online, pentru că rata de vaccinare a profesorilor este sub 60%. Elevii severineni au început săptămâna bucuroși că au revenit la școală. Cei mai mulți dintre ei spun că migrarea între formatul fizic și cel online, apoi vacanța neașteptată, i-a bulversat. Trecerea din fizic în online, cred că de atât de multe ori, cred că a creat un haos și ne-a tulburat puțin rutinele școlare și de aceea speram cu toții de mult timp că o să putem reveni în bănci. Pentru noi, între de la 12-13, dintre fizic și online este o mare diferență și cred că putem fi mult mai atenți la ore. A început pregătirea pentru bacalaureat? Da, deja din septembrie. Elevii preferă mai mult fizic să meargă la școală și personal și eu la fel, pentru că pregătirea pentru examene este mult mai ușoară și depui alta atenție la școală. În formatul fizic, pe lângă faptul că totul se desfășoară mult mai rapid și învățăm totul mult mai corect, se adaugă și faptul că socializăm mai mult cu restul colegilor. La Colegiul Național Traian, rata de vaccinare în rândul cadrelor didactice este de peste 68%. Revenirea la școală i-a bucurat deopotrivă pe elevi și profesori. Toți copiii au revenit, dată fiind și rata de vaccinare, care este de 68%. Personal, și cred că sunt și în asentimentul colegilor și al părinților, era esențial ca ei să revină la școală, deoarece învățământul nu înseamnă doar transmitere de informații, înseamnă și integrare socială, înseamnă comunicare. Specialiștii spun că schimbările bruște prin care a trecut sistemul de învățământ a creat disconfort elevilor. Tocmai de aceea, la nivelul școlilor, vor fi create comisii de specialiști pentru a oferi consiliere copiilor. În momentul în care nu știi exact la ce să te aștepți de la o săptămână la alta sau de la o zi la alta, fiecare dintre noi avem aceste, cum să spun, posibilități de adaptare mai dificile. În momentul în care nu știm ce ne așteaptă dincolo de o anumită perioadă, putem să ne raportăm diferit la ea în funcție de informațiile pe care le avem până acum. Dacă experiențele noastre au fost unele pozitive, anticipăm ca lucrurile și de acum înainte să fie pozitive. Dacă, din păcate, experiențele nu au fost neapărat plăcute, considerăm că suntem în continuare pe un trend descendent și atunci ne facem tot felul de scenarii catastrofale. În județul Mehedin, peste 70% din școli și-au reluat cursurile față în față. Începând de astăzi, au fost reluate cursurile și la nivelul unităților de învățământ din județul Mehedin. Din 107 unități de învățământ cu personalitate juridică, 70 și-au reluat activitatea față în față și 37 în regim online. Vreau să fac precizarea că această împărțire a modului în care se reia activitatea se datorează modificării Ordinului Comun Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, care impune o rată de vaccinare de 60% pentru personalul didactic. Rămâne de văzut dacă de săptămâna viitoare va crește rata de vaccinare și în unitățile școlare care deocamdată desfășoară cursurile online.